Ce s-ar putea face în România cu 4 miliarde de dolari și 250 de milioane de kilograme de cianură? Păi, în primul rând, s-ar putea cumpăra toată presa românească și s-ar putea conduce o campanie de dezinformare la nivel național. Cred că s-ar putea distruge o comunitate istorică din Munții Apuseni, Roșia Montană, de exemplu. S-ar distruge vestigii arheologice din vremea romanilor, unice în Europa. Cred că s-ar putea face să dispară patru munți. De exemplu, s-ar putea realiza un iaz de decantare cu o suprafață egală cu 454 de terenuri de fotbal. Un dezastru ecologic de 100 de ori mai mare decât cel de la Baia Mare din anul 2000. Noul proiect Roșia Montană ar putea aduce României 4 miliarde de dolari la pachet cu 250 de milioane de kilograme de cianură, suficient pentru a ucide întreaga populație a planetei de 200 de ori. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă Ministerului Mediului sau Justiției.